The apple of my eye. Dun 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 Bună. Este eu again. Am venit să vă nebunesc și astăzi, că așa e frumos. Cine nu, pe cine nu lasă să trăiască, nu, pe cine nu lasă să mor, nu te lasă să trăiască. Bun. Aceasta este mai new brățară, care am cumpărat-o de la Vietnam, e doar pentru Zare, atât, atât. Adică am cumpărat-o pentru asta. Adică asta. Să mi-o pun în frunte. Că poate arăt eu mai fancy, fancy și se abonează lumea la canalele mele, toate 7. Uite, abonați-vă. Gata. Astăzi vreau să vorbesc despre chestii, cum ar fi. Vreau să răspundi. Sună la numărul 112, acum vreau să dau telefonul, acum. Vă mai amintiți de cele tanti care erau la Top Shop și chestii din astea și noi nebunii sunam? Și chestii, sunam și chestii din astea și vreau să sună telefonul, să sună telefonul și sună telefonul. Ești o bup! Ține și mai multe de alea. Toată lumea, eu am sunat. Pentru că ghici ce, știam varianta corectă. Știam că varianta corectă era fasole. Ce e verde și se termină, începe cu a, se termină cu sole, fasole. Bun. Ca să nu vă mai țin mult și să vă plictisesc, să nu vreau să vă iau din timpul vostru prețios, Doamne ferește, că de asta nu mai pas. Ați intrat pe canalul ăsta ca să vă uitați la moaca mea, să o vedeți în fiecare același tricou ca ieri, ca așa îmi place mie să-mi port tricourile toate, sau să port un tricou mai 7 zile și până nu, și chestii de astea, până nu ți se încrucișează cumva ochii, ceva de genul, așa nu e bine. Mie așa îmi place, dar astăzi vom vorbi despre parfumuri. Am făcut doar așa, ca chestie, că sunt un actor foarte bun. Astăzi vreau să vorbesc despre o chestie. Mi-am amintit și aveam o mamă, ce cum și-am aici, wow. Groaznic. Mi-am amintit o chestie, ce am văzut acum ceva timp, despre, nu, era luat un interviu cu un nene și chestii de astea. Și l-a întrebat reporterul, aviz de reporteri, că ce înseamnă Crăciunul și ce înseamnă Paștele. And the answer was, în English, adică în român ar fi, iar răspunsul pentru voi, doamnelor și domnii, pani a panove, că știm și cehă, trei cuvinte. De Crăciun tăiem porcul, de Paște tăiem mielul. Da. And acela a fost răspunsul. Atât. De Crăciun tăiem porci și de... mă enervez acum, dar în fine. De Crăciun tăiem porci și de anul nou miei. Mm-hmm. Nu. Și ca să spun chestie, ca să știți și voi, păcat că filmez cu chestia asta. Dumnezeu, nu Dumnezeu, o să fie un moment din ala, ceva de genul, drop the Bible. Dumnezeu, nu Dumnezeu, tău, Doamne iartă-mă. Mi-au zburat chestia aici. Așa, Iisus nu s-a născut pe 25 decembrie sau pe 24 decembrie, nu. In the Bible nu scrie chestia asta, dragilor. Și cu moment, ăsta era momentul ăla de drop the Bible. Am cucerit lumea prin decizia mea. Nu. Și n-am citit-o toată. Vai, sărăcă. Am niște pagini înainte. Miroase carte veche. Așa. Nu vreau să vorbesc curât că e Biblia aici. Deja pe Biblia aici. Aviz chestia asta. De ce e ca și cum o vreau să fac un clip de doar despre religie? O să-mi iau hate max. Hai, de fapt nu. Hai să vorbim astăzi, pe lângă chestia ce vreau să le fac, câteva minute, despre religie. Mamă, deci o să-mi iau hate, o să-mi explodeze butonul ăla de dislike, pentru că așa gândesc eu. Și mi se pare tâmpenit ce urmează să... Nu, mi se pare o adevărată realitate ce urmează să spună pentru voi. Vai, a spus așa! O pune înapoi, ca să știți ce voi. Dacă înjurați Biblia aici, e ca și cum... Facem exemplu. E și regele Arthur. The same fucking thing. Adică, mai pe română, exact același căcat. Tu nu înjuri Biblia. Nu. Ăla de sus te vede. Nu, Dumnezeu stă în Biblie când deschizi. Lumină. Lumină. No, baby, no. Și ca fapt divers, atunci când treceți pe lângă o chestie ciudată, ce mi se pare ciudat și babele de obicei o poartă. Păi că atunci când trec pe lângă o mănăstire, pe lângă o biserică, Doamne!
Și ghici ce rezolv? Ți-ai făcut cruce? Nimic. Pa, mi-a dat cu praful în gură. Nu rezolv absolut nimic. În fine, așa. Vorbeam de Crăciun și de babe și de religie. Hai să vă mai zic o chestie. Crăciunul nu se referă doar la... Hai să mă gândesc. Tăiem porci. Ce mâncăm de Crăciun? Că dăm cadouri. Că e ziua lui ăla de sus. No, baby, no. Nu atunci s-a născut și doar de Crăciun și doar de Paști oamenii merg la biserică. Că doar atunci am făcut rău, să ne ierte Dumnezeu păcatele. Că până atunci nu contează, ai intrat în biserică. N-am, nu editez nimic, dar vă dați seama că am o chestie de aici au sfinții, cică. Avii sfinților. Așa, stai să dăm să mi se vadă față. O, leacă mai bine. Modificăm niște lumină. Ta-da! Lumină! Nu vreau să vorbesc de rău pe cel de sus. Sau chestii din astea, nu mă înțelegeți greșit. Pe lângă ce vom vorbi mai încolo astăzi, sper să nu 20 de minute. Ca să nu mă plictisesc de tot. Dar nu-mi place. Ia, dăm ceva lumină. Uite așa. Că fetele de la machiaj n-au vrut să-mi facă nimic, așa că îmi fac eu să strălucesc. Fetele de la machiaj. Mă uitam stânga-dreapta pentru că nu e nimeni. Bun. Ce vorbeam? Da. Am uitat. Vorbeam de Cinema City. Despre filme și tâmpenii. Ce înseamnă Crăciunul pentru voi? Vreau să sune telefonul. Vreau să sune telefonul. Uite acum, în secunda asta, de ce nu sună telefonul, hă? Că e închis. Drop the Bible. Acolo sus. Bun. Să mă înțelegeți, să nu mă înțelegeți greșit. Religia din ziua de astăzi s-a dus. Papa Sâmbete. Drop the Bible din nou. Deci, cred că o să zic până la sfârșitul clipului Drop the Bible, care se traduce în română, pentru cei care nu știu English, în secolul 21, deci, Dar mai sunt cazuri în care oamenii nu știu, deci vorbesc despre orice astăzi. Engleză. Adică scapă Biblia. Asta se traduce. Scapă Biblia, ceva de genul cum e Drop the mic și... A, vis de chestia asta. De ce lumea reacționează? Toți așa. What the fuck? Română, ce naiba? Sau, altă traducere, ce dracu? Și nu. Chiar dacă ai acolo, eu pot să-mi jur. Ăla de sus. Tot scrie acolo și știe că eu sunt un păcătos. Așa că... Tutorial de make-up. Bun. Ca să înțelegeți o chestie. Să nu deviez prea mult de la subiect. Așa. Nu de Crăciun și de Paște, facem doar bine, doar atunci mergem la biserică. Nu. Vrei ceva? Te rogi în fiecare zi. Bine, eu zic asta pentru că mă știu cât sunt de păcătos și știu cât sunt de... Atunci când ai nevoie de cineva, atunci, Doamne, ajută-mă. Până atunci, bagi și scoți la fetele de la machiaj că nu te-au dat bine. Cu make-up și cu fond de ten și cu chestii așa. Dau un exemplu. Dar până atunci nu, care e logica? Doar de Crăciun și de Paști, suntem sfinți, doar cum era melodia de la tubă. De Crăciun fii mai bun? Nu, în fiecare zi trebuie să fii om, în fiecare zi trebuie să fii tu și cu sufletul alb, la fel ca pielea mea, nu ca tricou. Ce nu înțelegeți? Bun. Chestia ce m-a scos din zărite când am auzit chestia aia doar și de Crăciun mâncăm aia de Paști facem aia. Pe bune? Atât? Și ca să știți și voi. Iisus nu s-a născut de Crăciun. Chestia asta e impusă de fetele de la machiaj, drums, tobe. E imaginară asta. Așa e impusă de biserică, de popi, de papi. Și boom. Drop the jewelry. În română, scapă plasticul. Așa. Chestia asta a fost impusă. Am citit astăzi ceva de genul. Mi-a descărcat o aplicație cu știai că... Nu, ceva de 25 decembrie a fost făcută în anul 350, deci parcă am și imaginat că în anul 350, după Hristos, nu știu ce, biserică, bla 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 bla, că nu mai baterie. E, mai am 20%. Merge. Așa că, nu știu ce, biserica sau nu știu ce, papă, chestii din astea au făcut ca o proclamat sau ceva de genul, că ziua de naștere sau ceva, something like that, în română, ceva de genul, așa, că e ziua de, nu vreau să mint sau chestii, dar ceva de genul că e ziua de naștere sau ce, lui Iisus, nu, in the Bible, în română, în cartea aia neagră, dă-i mai încolo. Sau încolo, la clip, ca să dai seama despre ce vorbesc. Așa, nu zice nicăieri și am auzit teoria asta de câteva ori. Așa că Dumnezeu nu scrie, nu scrie niciunde că Isus a fost născut în ăsta, în decembrie, era iarnă și
Era 25 decembrie, scrie exact în Biblie, 25 decembrie. Drop the Bible. Bun. Nu. Crăciunul, ca să știți și voi, da, e o sărbătoare, când sărbătorim, nu sărbătorim pe Iisus. Sărbătorirea Lui e în fiecare zi. Atât. Da, a fost și El om, acum este sus și îi fac, da, mi se încălce limba. Ce am vrut să zic? A fost și El om, aproape la fel ca noi, sau la fel ca noi, doar că El era special, nu cum sunt, bine, și au ceva special și eu au ceva special, nu vreau, deci mă încurc acum. Așa, și the difference was că El era Fiul Celui de Sus. Bum. Așa, da, jur, mi se încurce limba. Mi-a zis cineva că trebuie să fiu mai... Adică să mă bălbăi, dar știți ce? This is my channel. Și fetele de mac... Fetele de la machiestre să-mi facă, uite așa, să-mi dea cu anticiarcă, în caseară n-am dormit deloc bine, cu anticoșuri, antibarbă, anti nu-mi pasă. Bun. Hai să vorbim despre ce înseamnă Crăciun și ce înseamnă... Bine, nu Paște. Hai de Crăciun. Că doar vine Crăciun. Sărbătorim, dau un exemplu propriu care mi-a venit acum câteva secunde în minte și mă mai gândeam la el. Și astăzi cum am, cum să zic, draci și nervi și chestii din astea, hai să facem clip, să spunem lumii că ce știu ei e greșit, dragilor. Read the Bible. În română, cum e read the Bible? Read the, citește Biblia, dragă. Și vei e un fel de chestie, hai să vedeți cum fac așa cu mâna. Că ce că gândesc. Uite ce-mi strălucește fața. De Crăciun sărbătorim, adică sărbătorim Crăciunul, anul nou și chestii din astea, pentru că se sfârșește anul, se sfârșește stresul, se sfârșește o perioadă de timp și la finalul anului ne adunăm toți nebunii și ne facem cadouri și chestii din astea, să ne arătăm dragostea și iubirea și respectul față de ei și chestii din astea. Și chiar dacă ne-au fost răi, s-au purtat răi cu no rău cu noi și chiar dacă ne-au înjurat și ne-au vorbit pe la spate și ne-au bărfit și vorbeau tot timpul anului cu ba cu unul, ba cu altul, uite ce-a făcut ăla, uite ce-a făcut ăla, vezi, vezi, la sfârșitul anului zicem și noi așa, că suntem la lucru, facem un Secret Santa, care în română este moș secret și vreau să spun o chestie despre asta, despre moșul secret, un fel de story time, o să fie un clip lung, dar depinde cu ce le editez, sau habar n-am cu ce le editez. Dar, în filme deja de 18, 17 minute, cu cel, 20 jumate de oră ce? Ce e aia jumate de oră pentru voi? Aveți altceva de făcut? Nu. Vă uitați la minciun pe gratis. Ta-dam! Drums! Ce zicea? Ah, nu-s bune luminile. Simt prudezi nasul. Așa. Ziceam de Secret Santa. Chiar dacă fac eu gesturile astea de divă, I'm a man, bitch. Deci am trecat momentul cu și cu, nu, cu râsul, care este numai. Mă judecați, nu mă judecați, este strict problema voastră. Am pus un clip de genul pe canal, dar când l-am văzut, am zis, a, nu, șterge. Părerile voastre, celelalte care nu-mi pasă. E ca și cum ești pe Facebook și ceva de, nu, ești un, la sesiunea cu părere. A, că mie nu-mi place aia, că ai ochii așa, că nasul tău e strâmb, știu că gura ta, că nu știu ce. Nu, ceva de genul, a, uite, asta mi-a plăcut, ești frumos. Nu, doar comentariile bune și chestiile bune am să mi le iau. Pentru mine. Așa, vorbeam de Secret Santa și de ce înseamnă Crăciun. V-am zis că până acum trebuia să continui să nu mă mai, să continui și să nu mai o tai. Așa. Bun, vorbeam de oamenii ăia răi, care ne-au vorbit și chestii așa, dar odată ce se apropie sfârșitul anului, îl iertăm că e și el om, chiar dacă ne-o bărfi și lurăm și chestii din astea. Și cum a zis de Secret Santa și tragi bilețelul și în acel bilețel e ghici ce? Exact omul pe care îl urăști din tot sufletul și omul la care atunci când ai ieșit din lift și dau un exemplu de story time, era faza cu ce am postat pe canal cu primul loc de muncă și zice acel om care zice tu mai lipseai. Se uită cu o privire din aia urâtă la tine. Închizi liftul și te duci înapoi, că îi faci urme cu spada. Și în gândul tău e, bitch, I don't give a fuck about your job. Do your fucking job, bitch. Și vorbim și engleză, că pe ce că nu știu să zic. Doar curva tivole și chestii din așa. Și dau un exemplu. Tragi bilețelul și ai văzut că ăla, omul pe care l-ai urât tu, trebuie să-i faci cadou. Chestie. Când m-am gândit la asta, când am văzut că, bă, nu cred că ea lui, nu cred. Deci o uram pe femeia aia. O uram. Nu, să nu trecem la extreme. The Bible is in my back.
In the front, in the front. Scuzați, my bad English. Așa, și te gândești. Nu cred că mi-a picat aia. That fucking bitch, care mă urăște și mă caută pe la WC să vadă ce fac și cât stau. Se uită pe ceas. Nu se vede. Se uită pe ceas să vadă cât fac. Pisiu, cât fac cătălică, cât stau la WC, cât stau acolo, cât stau acolo. Se apropie anul, se apropie sfârșitul de an și te duci. Se cauți cadou. Și cauți ceva frumos, pentru că ai dat la o parte mare aia de ură. Și ai luat un îngeraș. Ai, nu l-am aici. L-am luat și eu unul. Păi acum pe pauză și revin. Și pui mei. A, vine să răgăi, am răgăit. Așa, te duci și cauți cel mai frumos cadou. O chestie care să reprezinte, nu ura ta, ai lăsat ura la o parte și chestia. Un drăguț din ăsta. De așa, cu chestii, cu nu știu ce. Ajungi acasă, îl împachetezi, duci cadou cu grijă. Oh, îl împachetezi, îi faci o cutie fancy, fancy, cu nu știu ce flutări, făcut din habar, n-am ce. Și când vine Secret Santa, vine și bunătate și să înțelegeți la ce se referă ce am vorbit până acum. Așa. Vine momentul ăla când ia ea cadou și chestii din astea și nu cred că... Bine, nu l-au deschis atunci, dar sper că i-a plăcut. Așa, și când vine rândul tău să primești cadouri... Vai, băganeș, că n-am recuzite la mine. Vine să primești cadou și tu ai primit de la altcineva, nu de la ăla pe care le urăști. Și revenim și la concluzie. Primești cadou Îmi vine să înjur, dar altceva nu pot să spun. Un fucking deodorant. Și aftershave care eu fucking nu folosesc. I don't fucking use this, use that. And I don't give a fuck. Primește ăla și îți cade fața și te gândești. Așa mi-o, jur, jur. Tu nu mă auzi, da? Te gândești că, really? Un deodorant, o cutie cu chestii. Bine, era, știu că era de la bărbat la bărbat, dar... Poți să faci mai mult de atât? Wow! Deci când am și acum e un fel de story time lung și chestii din astea și într-un fel m-am enervat, mi-a căzut fața pentru că urăsc din... O, așa mă zgârie pe gât, nu pe inimă, pe gât să primesc deodorante și aftershave. În primul rând deodorant pot să-mi iau și eu, în al doilea rând nu-mi place cutia pentru că e boring, e cel mai boring. Străbunicul făcea chestia asta. Nu, ești în secolul 21, 21, fă. Vrei să-mi faci cadou? Un din ăsta. Bine, am o colecție întreagă, da. Bă, frate, o chestie mișto. Am mai zis clipul, habar n-am, doi, eu, așa cu ce l-am făcut. Nu, chestii care aș putea să le folosesc, să-mi cumpăr și eu. E foarte greu să cumperi un deodorant și un aftershave pe care, pur și simplu, nu le folosești. Dar doar că deodorantul fost, 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 fost. Dar cu celălalt ce fac? Încolo trebuie să mă uit story. Ce fac cu el? Nimic. Pentru că aftershave mi-l pun în cafea. Mi-l pun în cafea pe post de rom. Mami mi-a trimis un gif. Bună, mami. O să-i trimit și ei clipul ăsta, care sper că nu va fi lung. Bun. Concluzie la ce am zis până acolo cu Secret Santa și cu ce înseamnă Crăciunul. Am uitat când am fost să iau cadou. Mă credeți că am uitat de toată ura aia pe care o port? De toate chestiile rele pe care mi le-au făcut? Sper că nu-mi dau lacrimi. N-am fondul de ten și concealerul și ce se mai folosește, blush și bombe, chestii din alea ca să-ți bagi gletul pe față, să-mi pui mei. Am uitat de toată, revin, am uitat de toată ura aia pe care o purtam, de toate chestiile rele, știu cum merge, care mi-au făcut pe de cursul anului alea, 300, nu știu câte zile, în fine. Când m-am dus și am găsit frumușei ăștia, eu mi-am luat unul, bineînțeles mi-am luat și eu unul, dar nu puteam să iau ei și mi-am, a, curule, să se înghețe curul. Și, punem acolo, la loc de cinste, să mă vegheze, da? Mă vegheze. Jur că am uitat de toată ura și în timp ce împachetam cutia și toate chestiile astea, chiar mă gândeam, bă, trebuie să iasă ceva fain. Am uitat de ură. Asta înseamnă. Chiar dacă cineva te urăște și te urmărește pe la baie și te detestă și te vorbește pe la spate și are nervi și chestii din astea. Eu pur și simplu în momentul ăla când am fost, când am citit numele și mă gândeam, nu cred că ea. Și m-am dus, mă mai laud la câțiva amici, prieteni cu care mă înțelegeam, nu știu dacă mă înțeleg pe atunci, eu îi consider prieteni, îi am ajutat cu răsun. Peace, man. Așa, dar ei nu știu dacă mă consider așa. Eu, prieten, friend și another stuff. Așa și am uitat de ură. Pur și simplu. Bine, într-un fel vroiam să-i văd ce față are și chestii din astea. Adică ce reacție are când... Bine, e un îngeraș, dar mie mi-mi place. Punct ochii, punct lovit. Un îngeraș pentru un om rău. Bam!
Asta înseamnă frate Crăciun. Asta. Să fii bun, no matter what. Că ți-au făcut rău, că nu știu ce. Nu, frate, nu doar de Crăciun, suntem buni. Doar de Crăciun mergem să ajutăm eu. Nu, mami mi-a trimis mesaj. Mă face să... Așa, opresc clipul și revin ca să nu îmi distrugă ceva. Am revenit o secundă mai târziu, hai două. Așa. Ce ziceam? Da. Nu doar de Crăciun, mergem la zile și ajutăm copiii de prin spitale și chestii din naștere. Mami mi-a trimis mesaj, din nou. Send GIF acum nu știu ce. Nu, drăguță, dacă vrei să fii bun, fii bun alea 365 de zile sau 366 de zile pe an. Asta e semnificația Crăciunului, bine, din punctul meu de vedere. Nu că mă să mă duc la biserică să... Dă-te, fă babo, bă, babo, nu să ajunge. Nu, nu aia la Crăciun. Că mergi la biserică, nu, poți să mă rog și de acasă, ce crezi? Dumnezeu nu mă aude doar dacă mă duc la biserică. Și ghici ce? La biserică mai trebuie să dau și penise. Bani. Să o vină banii la popi? Nu. Dacă popii vor bani, să se ducă să lucreze, să vadă cum e, se câștigă, cum e și se câștigă banii. Că lucru e greu. Doamne, miluiește și aruncă cu niște apă. Nu e nicio apă sfințită. Măcar de-ar da cu un odorizant să miroase a brad. Știu că te-am trimis. Zicea ceva de... De obicei te las subiect, de obicei. Zicea ceva de genul Andreea Balaban că își vrea să-și ia brad și chestii din astea și îi place să miroase în casă a brad și am scris un moment de comentariu că oare nu există să nu mai știu exact ceva de autorizam cu miros de brad. Așa se facă și popii, luăm al treilea parfum. Dați frate cu parfum, nu cu apă, că e apă cu nu știu ce buiană ciudată bagă în apă. Really? I don't believe that fucking shit. No baby, no. Not for me and my religion. Dacă aș putea să-mi fac religia mea, mi-aș face religia mea. Oh, mami, mi-a trimis să trimis și trebuie să răspund. Oh, ce mișto sună când zic mami. Bun, hai să luăm așa o concluzie, să nu deviem. Așa, continui. 10% baterie. Pau, dă capul meu. Asta mai are baterie. Stați așa o secundă. Pun pe pauză și revin. Filmăm și noi din nou? Bun. Suntem cu nu vedeți. Am băgat camera telefonului meu foarte scump. L-am încărcat pentru că se închide și am poftă de vorbărie și chestii de astea. Cred că o să editez clipul cu celălalt program pentru că e cam lălăit și o să iară 40 de minute și nu se mai uită nimeni. Pare că mi-ar păsa. Bun. Să tragem un fel de concluzie la tot ce am zis. Dar ăsta mă enervează. Și dacă la jos cade, dacă pun sus, n-am unde. Dacă trag el, vine tot. Ros. Machiaj. Concluzie. Crăciunul și anul nou, că doar este Crăciun și anul nou. Îl sărbătorim, îl petrecem, cum se mai zice, cu prietenii, cu familia, cu cei la care ținem mult, chiar dacă. Și nu știu, e faza că atunci, la sfârșit de an, parcă e chestia asta. De Crăciun fii mai bun, fii adevărat, spune da, spune nu, ceva cu Tuborg Christmas, mătură. Broom. Ce era? Eu știu că era ceva de broom. Never mind. Never mind. Așa, să continuăm. Știu că e chestia asta. Mă stau și mă gândesc acum că e chestia că vine Crăciunul sau se termină anul și te gândești, bă, ce rău am fost tot anul și chestii din astea și bravo ție că ai fost rău tot anul. Moș Crăciun care nu există și există doar la ProTV. Moș Crăciun care există doar la ProTV și apare în fiecare an și copii. Sună moșule și moș Crăciun spune vreau să sune telefonul, vreau să sune telefonul. Vreau să dau cadouri. Moșule, vreau așa, 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 o listă așa kilometrică. Și iar moșii spune da dragul sau draga slash moșului. Moșul nu va veni la tine că moșul nu e bancă. Tu știi cât costă mașinuța aia, dar ce moșul lucrează? Tu crezi că spiritușii mei bibite-babite-bo? Trebuie să fac invers. Sau Expelliarmus. Este Harry Potter. Așa. Moș Crăciun care nu există și există doar la ProTV și chestii din astea și chestii inventate. Și vedeți în filme că, vai, cei care nu cred, mamă, se aprind puncte pe glob. Aia care cred și aia care nu crede sting. Nu credeți tâmpenii, pentru că Moș Crăciun nu există. Cel de sus există. Și asta, iară, părerile sunt împărțite. Bun, continuăm. Cu tâmpeniile noastre.
Mă amuză chestia. Sper să vă placă clipul ăsta, pentru că vorbesc și am poftă de vorbit și mai am chestii să vă arăt. Și... Dar vă arăt. Bun. Să continuăm cu concluziile pentru Crăciun. Și stau și mă gândesc acum, bă, eu chiar credeam în Moș Crăciun și îl vedeam la Pro TV și mă gândeam, bine, amintiri din copilăria mea neagră. Mai, cum se zice? Darkness Childhood. Childhood, da, așa se zice. Sau Dark Darkness, something like that. M-am murdărit de inglici la gură. Așa. Sper că nu o să-mi cazi. Mă uitam, revin, da. Mă uitam la Pro TV și mă uitam la jucăriile alea și copiii care ce că sună și chestii din așa. Copiii chiar sunau. Așa și spiritul și mi se părea atâta de fain. Și după aia când mi se bea realitatea, Marius, prostule, tu nu primești nimic. Crăciunul e ca astăzi sau ca mâine, tu nu primești nimic. Nimic. Asta a fost Crăciunul. Asta e bucata ce am zis eu. E bucata din copilăria neagră. Childhood. Black. My black. Darkness. Childhood. Când așteptam să primesc nimic. Un căcat am balat și... Poate că și ăla era bun. Dar nu vreau să vă deprim. Pentru că beau lacrimile. Machiaj. Au căzut. Au căzut. Era să cadă. Era să văd. Era să cadeți din cană. Eu am pos stat. Nu-mi pasă, nu trebuie să vă dau voi explicații. Voi trebuie doar să vă fac fericiți, să-mi faceți vizualizări și să vă abonați ca să nu mai trebuiască să lucrez vreodată în viața mea. De asta mi-am făcut YouTube. Doamne, nu vreau să fac prieteni și să am număr de vizualizări. Doamne, eu nu. Sfântul Dumnezeu e în Biblie. Doar când deschidem Biblia acolo. Hashtag Merry Christmas. Uf, vreau să trimit clipul ăsta. Dacă reușește să-l filmez, dacă reușește să se încarce pe YouTube, pentru că YouTube mă cam enervează de multe ori când încarc un clip și se oprește la 95 și bă, fișierul nu este bun că nu știe, bla 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 bla. Boring, eu aștept să se posteze. Bun. Mai trebuie să mă zic chestii atât de concluzia de Crăciun. Hai să facem așa. Zic să-mi fac odată opiniile. Habar n-am. V-am zis și până acum ce înseamnă Crăciun și cum să sărbătorim Crăciunul și sfârșitul de an și că am terminat, na, că s-a mai dus un an, că s-a mai mătrânit, că urmează anul nou și chestii din astea, nu e ziua lui Isus, nu, dragilor, voi să sărbătoriți, nu, poate sărbătoream și eu înainte când eram, da, dar nu, not now, because I have more perfume in my collection. Despre care vom vorbi peste câteva secunde. Dacă îmi place gura și vorbesc terminată cu concluziile noastre, ce înseamnă Crăciun și de ce sărbătorim Crăciunul? Pentru că familie, asta în primul rând, cu cei dragi, cu nu știu ce, așa, că se termină anul, că îți urăști din tot sufletul șeful care îți plătește puțin și ai vrea să-i dai de toate, așa. Dar, odată cu iarna, odată, nu știu, anul timpul ăsta rece, în unii din noi, nu în toți, îngheață uraia și renaște, înflorește. Ar trebui să florească primăvara în decembrie sau în decembrie, să nu uitați. Anotimpul, iarna are 3 luni, adică decembrie, ianuarie și februarie. Nu noiembrie și alealte. Genilor, că eu am fost la școală și eu știu anotimpurile. Boom, drop the Bible. Bun. Și toată răutatea îngheață și cum am zis, înflorește bunătatea și vrem să fim cât mai buni. Dar de ce nu înțeleg, nu putem fi buni și înainte de asta? Așa. Opresc asta aici și vreau să vă mai vorbesc și de alte chestii, vreau să vorbesc despre filme. Despre filme, despre filme, despre un desen care l-am făcut ieri și despre o colecție de parfumuri care, zic eu, e faină. Zic eu, părerea voastră, e părerea voastră. Așa. Sper că ne-am înțeles. Și de ce se fac cadouri de Crăciun? Pentru că în cadourile alea, chiar dacă primești, dau un exemplu, primești așa ceva. Nu contează de la cine, gestul ăla contează. Și dacă tu tot anul ți-ai dorit un din ăsta și cel care ține la tine ți-l dă, e momentul ăla de a, ce drăguț! Atâta cred că zici. Sau ești genul ăla de pretențios. Oh, baby, dar de ce mi-ai luat asta? Eu nu puteam să-mi iau. De ce nu mi-ai luat mașina aia, mașina aia, așa, așa. Bări. Eu fac cadouri pentru că îmi place. Pentru, nu, îmi place, pentru că
Înainte nu primeam și chestii din astea și când venea ziua mea, când venea Crăciunul sau Paștele, așteptam să primesc cadouri și primeam... Hopa! Semnul ăsta trează. Rock, baby! Drop the Bible! Boom! I have spiders in my room. Sau pe română, am ochiile de pe ajen în cameră. Dă-mi machiajul, schimbă pensula, că asta acoperă frica. Bun. De asta fac eu cadouri, n-am zis. Mă iau, vă plac clipurile mele, nu e așa? Dacă vă abonați, cum am zis și ieri, nu plătiți chirie, nu vă cer bani ca să vă abonați, nu plătiți dări la stat și chestii din astea, te abonezi. Stai frate acolo, că mă ajut și pe mine. Și când ți se mai face ție dor, dă moaca mea și te gândești, oh, ce mai posta prostul ăla? Poate îți plac două, trei cuvinte de ale mele și chestii din astea și îți place moaca mea. Și felul cum, profesionist, cum editez și în loc să mă uit încolo, mă uit încolo, da? Înțelegeți voi. Și că de fiecare dată când filmez, mă mâncă nasul și chestii de astea. Bun, să vorbim despre filme. Am două chestii. În plicul ăsta care e gol și îmi țin biletele de film. Bine, am încheiat subiectul cu ce înseamnă Crăciunul. Nu, n-am terminat. Am uitat, eu de jur că deja mă enervează. Eu fac cadouri. Cadouri. De ce facem cadouri? Pentru că trebuie, în primul rând, să ne arătăm, cum să zic, o parte din afecțiunea sau cei care au cash, money, penise, își permit să-și arate mai mult afecțiune, dar banii, cum se zic în engleză? Money don't buy something like that, the love. Banii, the happiness sau ceva de genul. Banii nu cumpără fericirea. Dau un exemplu, altul. Mic, data asta de Crăciun, ai dat, să zicem, 5.000 de euro și din scris ale Swarovski, care de fapt e... Am auzit-o de la o tipă care e, de fapt, sticlă. Ia mi măcar din diamant, din safir. Ai dat 5.000 de euro și BUM! Unde-s banii? Aia nu mai e fericire. Banii nu-ți mai aduc fericire după ce s-o spart. Bine, dacă e safir, îți dai seama că... Te duci la manet, I want my money back. Bitch, better have my money, hashtag Rihanna. Mamă, deci filmez deja de 13 minute și mai mult că celelalte, pa, o să fie un clip beton. Bun. Continui cu... Așa cum am zis, ne arătăm afecțiunea față de cei pe care îi iubim. Nu neapărat. Cum am mai zis și cu asta. Și vrem să fim mai buni, chiar dacă e sfârșit de an și noi trebuie să fim buni. Eu, uite, de exemplu, am obiceiul ăsta prost și mai ne... Și de multe ori jur că mă urăsc. Că sunt bun cu cine nu merită. Deci, ieri să zicem că mi-ai dat cu piatră în cap și mi-ai făcut cou și cu oțet. Traducere, pentru că am primit asta la școală și nu înțelegeam ce căcat e cou și cu oțet. Ce e aia, frate? Ou și oțet. Adică, m-ai făcut de ocară. Egal. Adică ce înseamnă ocară? Adică ți-ai bătut joc de mine. M-ai făcut să mă simt ca un little shit. Pentru că tu ești mai big shit than me. Am zis bine? Dacă n-am zis bine, să scrieți acolo jos. În comentarii. Pe care nu le lăsați. Am primit la un clip două, trei comentarii. Ce stai? Lăsați frate acolo. Vă întreb o chestie. Ce înseamnă Crăciunul pentru voi? Întrebare. Ce sau ce reprezintă? Bum! Comentează frate. Bum! Eu așa fac. Nu tot timpul, dar când mă apucă nebunia. Când vreau să scriu mai multe, mi-au laptopul. Că atunci sparg tastatura. Da, cu telefon, până scriu, vreau să scriu acasă, devin ziarul de la subiect, vreau să scriu acasă și că vorbesc tare, dar este entuziasmul, vreau să scriu acasă și îmi scrie pâine. Și mesajul este ceva de genul, dau un exemplu, devin de la subiect, ca de obicei, acasă vreau, acasă e foarte, foarte, foarte frumos, sau casa ta e foarte, foarte frumoasă. Pâinea ta este foarte, foarte frumoasă. Îmi trimite ăla, îmi dă inimioare, că mi-e place că primesc inimioare. Că și-o dau inimioare la toată lumea. I-am dat, știu că mi-a trimis, iară devin de la subiect. Mi-a dat cineva ceva cu devin. E mesaj de hate. Fă-ți o labă, ești un... Sau fă-ți o labă și am dat a doua... I-am dat inimioară. I-am trimis inimioară pentru că îl respect. Pentru că ghici ce? Ha! A știut, în ziua aia mi-a făcut-o. Hashtag motor. Se filmează pe cai. Se filmează pe cai. Mamă, ce mușchi am, uite aici. Nu vine. Așa. Eu sunt foarte fericit în momentul ăsta. E ca și cum... Mă simt așa de aproape de voi. E ca și cum... mă vede Gabriela și mă vede... Lau și... Cum o cheamă? Lore și Grig și Gigi și mama și cine mai oamenii pe care îi iubesc. Mă uit la mine, eu așa mă simt. E ca și cum prin BOOM! Clipul știu că nu-i filmat și va fi postat mai încolo. Când o să se încarce cele, habar n-am câte minute. Dar mă simt aproape și mă simt bine vorbind despre ce înseamnă Crăciunul pentru mine și ce înseamnă dragoste și ce înseamnă să fii bun.
Tot timpul. Știam, am mai zis că mă urăsc de multe ori ceva care îmi dă în cap, mă face cu o cară și mă face cu o cară, mă face cu o și cu oțel și a doua zi îmi cere ceva. Sunt bun. Asta e diferența față de față. Nu știu, diferența mea. Diferența mea, înțelegeți voi. Că sunt bun cu cine nu ar trebui să fiu. Dar așa sunt. Dar de curând am scăpat. Nu mai. Cum te porți cu mine? Așa mă port cu tine. Mă faci un gunoi. Te fac să te simți pubelă, ghenă. Te fac să te simți. Bun. Am terminat cu tot ce am avut de zis, pentru că iară 17 minute. Oh, bun. Nu știu cât o să dureze, dar voi mă iubiți așa și eu vă iubesc pe toți, chiar dacă mă urăți. Că dacă nu te-ar iubi, nu te-ar... Mi-am amintit chestia din Blas Fierbinți. Vreau să vorbim despre filmele pe care, nu, la care am fost. Și am început să merg la film de când am avut eu banii mei, de când mergeam cu ziare, de când eram slugă acasă, hashtag slugă. Așa, și munceam și mă duceam cu ziarele și prin noroaie și îmi mai primeam carne în gură, că de ce au în ziare și chestii din astea, că nu ne trebuie ziare, da. Erau unii care mă vroiau. Vroiau să vadă ce oferte mai sunt la Kaufland. Nu știam asta. Mă bucur că mi-au dus băiatul cu ziare și bine, nu mergeam pe toate străzile. Așa, în fine. Dar, de când am... Nu, de când... Stai să mă gândesc. De când cu ziarele... Bine, mai primeam și bani de acasă și erau bani, dar, în fine. Și după aia, de când am început să lucru cu... Acei 3, 2, 3 prieteni... Nu, lucram cu mai mulți, dar eu... Prieteni pe care pot să-i număr pe degete. Îs 2, 3, 5. Care m-au ajutat și care poate mă consideră prietenul lor. Bună, Cosmina! Poate îți trimit clipul ăsta și ție. Mă mai gândesc. Hai să începem. Ce film am fost sau am văzut de când Carrie? De când am bani, așa. Sau de când sunt pe... Drop the Bible! Pe... Banii mei. Era să zic, păsărica. Carrie, așa, biletul a fost 15 lei. 14, elevi scrie, 14:50. O fost fain. Nu știu cât de bine se vede. Sper că se vede. E un film super, super fain. Next, că ne lungim. Opresc, hai să opresc clipul și opresc partea asta și mai...